Administrația locală a comunei Dâmbovițene Ulmi a montat de curând în mai toată comuna coșuri de gunoi, însă în ultima săptămână multe dintre ele au devenit ținta hoților. Mai exact, din satul Vișoara au dispărut 6 coșuri de gunoi. Primarul comunei Ulmi susține că a făcut deja plângere la poliție. Este regretabil ceea ce se întâmplă. Am făcut eforturi mari pentru aceste proiecte și pentru aceste coșuri de gunoi, mai ales că bugetul nostru până 2018 a fost destul de mic. Am făcut și plângere și sesizare la poliție. Sper că fenomenul ăsta să se oprească aici. Edilul face apel la localnicii care au montate camere de supraveghere să coopereze cu organele de anchetă pentru a ajuta la prinderea celor care fură coșurile de gunoi.